12 autocare cu moldovenii care urmau să ajungă în Cehia, la Praga, au fost blocate mai multe zile la granița dintre Ucraina și Ungaria, iar 5 dintre ele sunt și acum în vamă. Potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău, motivul ar fi lipsa actelor necesare pentru transportul internațional de pasageri. 3 dintre autocare au revenit sâmbătă în țară, iar 4 au fost întoarse din drum duminică. Am fost informați că fiecărui autocar care a fost întors i s-a eliberat un document oficial unde este indicat motivul neadmiterii pe teritoriul maghiar în lipsa documentelor justificative din partea companiilor care asigură transportarea pasagerilor. Responsabilii din cadrul Agenției Naționale Transport Auto spun că e vorba de o companie cehă care are acte emise de autoritățile de la Praga. Deși știe că sunt probleme cu traversarea frontierei maghiare, transportul vizat vinde în continuare bilete. S-a convins de acest lucru și reporterul nostru, care s-a prezentat drept un eventual pasager. Cu biometricul 150 de euro și vă zic, numai decât răbdare. În vamă putem să stăm până la 5-6 zile. Dacă autocarul se întoarce înapoi, vă aducem în Moldova cu același autocar și la coborâre banii vă restituim. Reprezentantul companiei a schimbat macazul după ce reporterul nostru s-a prezentat. Pentru miercuri noi avem ceva rezervat. Călătorii au fost preîntâmpinați pentru că nu se știe dacă se va efectua cursa. Și la toți le-am zis că revenim cu un apel. Reprezentanții companiei de transport ne-au spus că au toate actele în regulă și că nu știu de ce li s-a restricționat accesul în Ungaria.